În cadrul programului Ecoșcoala, profesorii și elevii școlii George Topârceanu din Mioveni au inițiat un proiect la nivel local intitulat Șanse pentru viitor, având ca parteneri instituțiile locale. Proiectul își dorește să atragă atenția tinerilor din această localitate asupra dezastrelor naturale provocate mediului de neglijența și indiferența oamenilor. Proiectul a demarat în zilele de 21-22 martie cu o campanie stradală ce a constat în împărțirea fluturașilor cu mesaje ecologice, dar și o expoziție de postere, fotografie, desene, sesiune de comunicări științifice privind încălzirea globală și consecințele ei asupra generațiilor viitoare. Am organizat și o sesiune de comunicări care va avea loc pe 21 și 22 martie, unde am dorit tot așa să informăm elevii școlii George Topârceanu despre efectele pe care le poate avea, efectele negative pe care le poate avea încălzirea globală. Am pus un filmuleț care am dorit să aibă un impact asupra elevilor, da, și să se gândească mai bine înainte să arunce gunoaie pe jos. Și să recicleze. Am pus un filmuleț cu animalele care se sinucid din cauza poluării, deoarece mesajul acestui filmuleț era: dacă noi nu luăm atitudine, nu se vor mai interesa. Am realizat acest proiect împreună cu clasa mea ca să învățăm generația următoare să fie mai bună cu natura, să nu ajungem la ceasul pe filmulețul de prima oară, să nu fim nevoiți la aceste gesturi, să continuăm cum am continuat până acum, chiar că acum este începutul acestei încălziri globale. Calendarul activităților propuse se bazează pe câteva repere legate de Ziua Mondială a Apei, Ziua Mondială a Mediului, Luna Pădurii, Ziua Pământului și Sinfonia Lalelelor.